Dragi tauri, nativ taur sau cu ascendent un taur, bine ați venit la horoscopul lunii noiembrie, o lună în care intrați în lumina reflectoarelor. Pentru că faza de lună plină a lunii noiembrie se produce în ograda voastră, mai precis pe 15 noiembrie. Va fi o lună plină în taur care trage o linie la ultimele 6 luni în viața voastră să vedeți unde ați ajuns. Și poate veți fi foarte mulțumiți de locul în care ați ajuns. E un final de etapă, ați atins un scop, v-ați atins un obiectiv, sunteți pe drumul către atingerea unui obiectiv. Sigur, o energie a lunii pline nu se simte doar în luna noiembrie, s-ar putea și mare parte din decembrie să culegeți roadele acestei luni. Dar e sentimentul ăla de plenitudine, că mai mult decât luna plină nu se poate. O plenitudine, s-a umplut o cupă, s-a umplut un sertar, s-a umplut un coș cu ceva, pe un anumit plan al vieții, evident. Pentru unii, un obiectiv atins de natură profesională, pentru alții, obiectiv atins în plan sentimental, familial, financiar, nu contează, dar e un vis împlinit. Dacă nu e un vis împlinit, e o țintă atinsă. Asta v-ați dorit voi la un moment dat. Poate, cum am zis, acum 6 luni, când a avut loc faza de lună nouă din Taur, la momentul acela. Dacă încă n-ați ajuns acolo unde v-ați propus, e un moment de bilanț. Trageți o linie. Măcar un bilanț parțial, dacă nu un rezultat final. Și vedeți ce mai aveți de făcut, ce mai trebuie schimbat, ce mai trebuie ajustat ca acel target să fie atins. Greu de spus în ce plan. Deci aici voi știți ce treburi în plină desfășurare aveți. Afaceri, activități, relații, situații în plină desfășurare. Ați început ceva cândva și vă îndreptați spre altceva cândva și unii sunteți pe acest drum. Unii, cine știe, poate chiar sunteți acolo la destinație. Ați trecut marea. Unii încă sunteți pe mare. Încă mai aveți ceva de luptat cu niște furtuni și chiar și ultimele 2 luni e posibil să fi fost foarte furtunoase, emoțional vorbind mai ales. Și chiar și acum mai este loc de ultimele furtuni pe marea asta. Pentru unii încă nu s-au limpezit orizonturile, dar se limpezesc, le vedeți din ce în ce mai clare la orizont. În luna octombrie, ba chiar și un pic din luna noiembrie, au loc niște aspecte de final de etapă, ultimele din toate timpurile. Marte, de acolo din RAC, deși Marte nu are nicio treabă cu voi, nu este o planetă care neapărat vă reprezintă, mai degrabă Venus este cea care vă inspiră pe voi. E, acest Marte, în lunile octombrie și iată și un pic din noiembrie, închide niște afaceri pe acolo. Ultimele lui aspecte cu niște planete îndepărtate. Ultima opoziție cu Pluto, care se simte și luna noiembrie, ultimul trigon cu Neptun, ultimul sextil cu Uranus. Și la revedere, și n-am cuvinte, vreo 200 ceva de ani de acum înainte pe tema asta. Dar acum este un cumul de factori. Am vorbit și la momentul respectiv, dacă ați văzut horoscoapele mele din săptămâna asta de trecere dintre octombrie și noiembrie, ați aflat despre această configurație astrală, cred că unicat. Și care asta face. De-aia am zis că e un moment de bilanț. Ia să văd ce am făcut eu în ultimii 6, 12, 15 ani. Sunt mulțumit? Nu sunt mulțumit? Se putea și mai bine de atât? Dar mulți ar trebui să fiți mulțumiți. Ați făcut schimbările care trebuiau făcute, ați trecut marea sau, mă rog, măcar v-ați urcat pe barca voastră și sunteți încă pe mare. Nu sunteți la nivelul de acum, cine știe câți ani. Și acum vă uitați peste umăr și chiar lunile următoare, undeva prin februarie, va mai veni un astfel de bilanț. Luna asta, Marte și Pluto formează ultima opoziție pe axa Marte în RAC, Pluto în Capricorn. Undeva în lunile viitoare, februarie, martie, ceva pe acolo, aceleași două planete vor avea din nou o opoziție. Numai că la momentul respectiv amândouă vor fi în zodia alăturată. Adică Marte va fi în Leu și Pluto va fi în Vărsător. Din nou o privire peste umăr. Din nou o reajustare, din nou un examen. Ca după, știți, o perioadă de aia în care am terminat școala și mă mai cheamă odată comisia peste 5 luni să vadă dacă mai am învățat ceva sau nu. Sau am uitat sau m-am abătut de la ce mi-am promis eu acum câteva luni. O reevaluare, cu alte cuvinte. Încât acum, da, puteți să vedeți unde ați ajuns, vă dați seama dacă sunteți mulțumiți de cupele alea, sunt pline sau nu sunt pline, ca apoi undeva în prima parte a lunii, anului 2025,
să vă mai duceți odată la o reevaluare și la o reajustare, care poate fi pe orice plan al vieții, familial, sentimental, financiar, afaceri, job, carieră și toate celelalte. Dar e cu două șanse, vine să spun. Prima șansă este acum, ia, hai, termină-ți treaba asta, n-ai reușit să iei nota maximă cum ți-ai dorit, ne mai vedem odată la primăvară și mai vedem acolo ce ai mai învățat între timp, ce ți s-a revelat fie în tot acest timp. Deci nu se încheie niște capitole, așa este, dar pentru unii va fi cu o continuare, dar nu e o continuare că vă întoarceți de unde ați lăsat totul, nu vă învârtiți în cerc. E o continuare, dar deja pe nivel următor, că v-ați dat seama că ați încheiat etapa anterioară, pe țărmul ăla din trecut, și începe o altă etapă pe țărmul pe care veți ajunge foarte curând. Hai să vedem pe diverse planuri ce aduce luna noiembrie. Zona iubirii pentru voi este acoperită de Fecioară, unde pace și liniște multe luni de acum încolo, nici o planetă nu o să mai treacă prin Fecioară. Abia undeva, cred că prin martie-aprilie o să ajungă Marte acolo. De aceea nu această Fecioară este importantă în viața voastră. Mai degrabă este importantă zona cuplului. Zona cuplului este acoperită de Scorpion, unde încă de luna trecută e activitate, nu glumă. Luna trecută, pe aici a trecut mai de mult, chiar a trecut și Venus, apoi în luna octombrie aici a intrat Soarele, tot în luna octombrie aici a intrat Mercur și tot aici în Scorpion, pe 1 noiembrie are loc fază de lună nouă în Scorpion, un nou început, luna plină în ograda voastră, la mijlocul lunii, și luna nouă în Scorpion în zona cuplului. Orice noutate, orice schimbare, orice ușă deschisă este posibilă. De ce nu? Pentru unii poate fi acum decizie de căsătorie, dacă n-ați făcut deja pasul ăsta, sau pentru cupluri deja trecute prin tot felul de furtuni, vă spuneam că au fost niște luni destul de provocatoare, deciziile pe care urmează să le luați au un oarecare iz de la tranșant. În unele cazuri, decizia, pentru cei care și-au dat seama în ultima vreme că sunt nefericiți, că nu se simt bine într-o relație, că au lăsat ceva pe un țărm și se îndreaptă spre alt țărm, așa cum am spus la început, pentru unii poate să însemne și un divorț, sau decizie de divorț, sau acțiune de divorț deja, nu numai că vreau, fac, pun actele acolo unde e cazul, evident, unde totul e lapte și miere, nu vă temeți că nu vine nicio lună nouă în Scorpion să vă strice căsnicia. Mai mult decât atât, nu uitați că voi îl aveți pe Uranus în zodia voastră. Uranus e în opoziție cu zona Scorpionului și s-au format încă de luna trecută, octombrie, ba chiar și acum în luna noiembrie, se formează opoziții pe axa Uranus cu planetele din Scorpion. 3 au fost în total. Cu Venus la un moment dat, cu Mercur la începutul lunii acum, sau final de octombrie, început de noiembrie, și încă o opoziție va fi pe la mijlocul lunii cu Soarele. 3 opoziții cu Uranus în ograda voastră. Opoziții eliberatoare, mine să spun, pentru că Uranus este o planetă revoluționară, de eliberare, de nu mai pot, de gata, închei niște capitole. Acolo unde e cazul, nici vorbă să vă strice căsnicii bune, fericite, stabile și tot acâmul. Acolo unde e un moment de la de maximum, de paroxism, parcă sună un clopoțel pentru unii care nu mai suportați o anumită stare de lucruri. Plus luna plină de la voi din ogradă care vă arată ceva. Cum stau eu pe un anumit plan? Aha, o să ziceți voi. Aha, nu sunt fericit, nu sunt mulțumit, n-am atins nivelul pe care l-am dorit, nu mai suport gelozia, nu mai suport posesivitatea, nu mai suport lipsa de drepturi și de libertăți într-o relație, căsnicie. Acolo s-ar putea să vină o declarație de independență pentru unii, evident. Ba chiar și mici războaie de independență, ba chiar și declarații de alea curajoase, gata, stop, până aici, plec la mama, unde, evident, este cazul. Este o perioadă cu decizii tranșante. Când intră Pluto în joc, și vă spuneam că Pluto are niște roluri de-astea ultimative în perioada asta, octombrie, noiembrie, pot fi și astfel de declarații de gata, stop, până aici. O soție se duce în fața unui soț, mă rog, gelos, posesiv și așa mai departe, agresiv și cu alte probleme, se duce și spune vreo două. La fel un soț
poate să facă același lucru. În unele cazuri poate fi vorba și de ispita care și-a băgat coada în ultima vreme. Poate ați descoperit o altă iubire, de ce nu? V-a trecut iubirea pentru fostul partener și altcineva vă atrage foarte tare la orizont. De-aia v-am spus că sunteți unii, așa, între două țărmuri. Unul al obișnuinței, unde am fost cândva și poate nu mai sunt fericit, alt țărm e dincolo, unde aș putea fi fericit și unii sunteți în perioada asta de trecere, de pe un țărm pe altul, dintr-o relație într-alta, dintr-o fostă căsnicie, într-o altă relație, dintr-un stadiu de natură sentimentală spre alt stadiu de natură sentimentală, inclusiv din singurătate în cuplat sau invers, din cuplat în singurătate. De-aia v-am zis că e o perioadă de asta de trecere, de tranzit, de colo-colo, dintr-o etapă care se încheie și alta care poate să înceapă. Și de ce nu? Poate fi vorba și de oameni care au fost în relații, se căsătoresc, au fost în relații și divorțează, se poate și asta. Finalul și începutul, deopotrivă. Energia scorpionului sub care au loc astfel de aspecte în perioada asta e de transformare. Uneori este și de moarte și renaștere. Unele relații mor, dar pot să renască. Unele relații mor ca să renașteți în altă parte. Depinde ce înseamnă acest scorpion, ce înseamnă moarte, metaforic vorbind. Ce închideți ca să deschideți ce? Interesant, nu? Să aibă loc o lună nouă în scorpion, care înseamnă început, într-o zodie care înseamnă final. Ceva se termină ca să înceapă sau începe, dar se poate termina. Rămâne de văzut ce fel de uși se deschid și se închid în perioada asta în plan sentimental, conjugal. Dar se întâmplă și lucruri minunate, pe de altă parte. Planetele astea din Scorpion formează încă din luna octombrie și niște ultime aspecte din toate timpurile. Vă spuneam undeva la granița dintre octombrie și noiembrie, care loc o mare piramidă de apă, planete din Scorpion cu planete din Pești și cu Marte în Rac. O combinație eliberatoare, vindecătoare, care rezolvă lucruri, care ne ajută să înțelegem niște lucruri, să ne atingem niște obiective și pentru unii poate fi legat și de viața asta în doi. Decizii despre iubire, rezolvări în iubire, împăcări, de ce nu, pentru cei care își dau seama că ați depășit o anumită perioadă, dar poate fi și o perioadă de luptă. Dar și lupta asta depinde ce înseamnă. Luptă de independență, luptă de refacere a cuibului, luptă de a păstra ce aveți, că poate fi și asta. Energia unui Marte în Rac înseamnă cuibul meu. Unde mă simt eu acasă, cum s-ar zice. Și cum Marte va intra după aceea în casa familiei, unii v-ați dat seama că merită să luptați pentru o relație, căsnicie și așa mai departe, că mă simt ca acasă în relația asta sau dimpotrivă. Nu mă mai simt acasă în relația asta și pe aici mi-e drumul. Depinde. Unii plecați din căsnicii nefericite că nu vă mai ține nimic acolo, în timp ce alții luptați pentru o relație, să o readuceți așa pe un făgaș mai bun, poate să reaprindeți un pic focul acolo, poate să mai aprindeți un pic pasiunea. Scorpionul este o energie de pasiune, inclusiv Marte este un element de pasiune care intră în leu, care se aprinde acolo, devine un foc. E, unde lipsea pe undeva pasiunea, aprindeți acolo, puneți niște lemne pe focul ăla să vedeți ce iese. În ceea ce privește jobul, zona locului de muncă este acoperită de balanță, pe unde nu se mai întâmplă mare lucru. Au avut loc evenimente în lunile anterioare. Acum, în afară de cele două elemente karmice, Lilith și nodul sud, care nici măcar ele nu mai sunt în conjuncție, așa cum au fost în septembrie și octombrie, ați putea spune că e banal și va fi banal multă vreme de acum încolo. Ba chiar undeva la începutul anului o să fie gol-goluț în zona locului de muncă. Asta nu înseamnă că nu e de lucru. Evident că este. Dar cred că ce sună mai interesant este zona carierei. Zona carierei pentru Taur este acoperită de Vărsător. Și știți de pe la începutul anului că tot vă vorbesc despre Pluton Vărsător. La începutul anului intra în Vărsător în ianuarie, acum vreo două luni prin septembrie a retrogradat, s-a întors în Capricorn, a venit din nou acea perioadă din an, de care vă ziceam mai de mult, când Pluto revine în Vărsător și acolo rămâne. Nu îl mai întoarce nimeni din drum. Pe 20 noiembrie intră Pluto în Vărsător și va sta acolo 20 de ani de acum înainte, până în 2044. Evident, nu 20 de ani o să rămâneți în aceeași stare de lucruri, dar se redeschide o ușă.
O ușa viitorului, o ușa schimbării, o ușa eliberării. Iar Pluto este o planetă puternic transformatoare, puternic de schimbare, de reașezare, de altceva în viața voastră, pe un alt păgaș pe semne. Dar înainte de a intra totuși în Vărsător, acest Pluto mai are acea ultimă opoziție cu Marte de care vă ziceam. Opoziții care, da, tot au loc de prin 2009 încoace. Așa este. Deci nu e prima oară când se întâmplă, dar e ultima oară. Fiind ultima oară, această opoziție de acum undeva prin primăvară se va reforma, numai că deja axa se va fi mutat pe zona Pluton-Vărsător-Marte în Leu. Posibil să fie o reajustare a drumului profesional. Poate ați schimbat cariera sau nu, școala. Ați învățat ceva în ultimii nu știu câți ani. Și nu profesați în domeniu cu pricina. Doar ați învățat, doar ați descoperit, doar ați acumulat. Mă duc să mai fac eu o facultate, că cine știe. Mă duc eu și mai fac o specializare, că cine știe. Deci ați avut așa un fel de spirit vizionar. Ce ar fi să? Sau poate chiar pe mica perioadă a intrărilor lui Pluto în Vărsător, atât anul ăsta cât și în 2023, Pluto a intrat un pic în Vărsător, parcă v-a deschis o fereastră și v-a zis, uite, tu ai putea, cândva, când ai să ajungi pe țărmul ălalt, așa cum am zis la început, ai putea să faci nu știu ce lucruri minunate. V-a venit ideea, v-a inspirat, ați avut sentimentul ăla premonitoriu, poate chiar. Și acum se deschide ușa aia de-a binelea, care întâi a fost doar așa un pic întredeschisă, ce-ar fi să te arunci deja în direcția asta, cât te-ai pregătit sufletește, poate ți-ai adunat acolo niște ingrediente, treci la treabă și pune în aplicare ceea ce vrei să schimbi în plan profesional. Cum am zis, ați mai făcut un curs, o școală, o specializare, o calificare, ce-o fi fost acolo, acolo în rezervă, și acum se deschide poarta, șansa, calea să mergeți pe acea cale, pe acea rezervă, pe acea alternativă. Nu înseamnă că veți reconstrui totul peste noapte, dar tocmai v-am spus la început că sunteți între două țărmuri. Ceva din trecut se încheie, altceva pe țărmul celălalt urmează și sunteți pe drum. E, vedeți ce faceți pe acest drum. Cum pregătiți țărmul viitor, ce o să fie pe țărmul viitor. Nu uitați că un Pluto învărsător este extrem de vizionar. Cam ce îi trimitem noi în univers în perioada asta are toate șansele să se împlinească. Ba, puteți folosi chiar data de 19-20 când va trece Pluto realmente în vărsător, care înseamnă pentru voi mijlocul cerului, o axă foarte importantă, este realizarea voastră, este obiectivul vostru cel mai înalt, ce vă pune legătură cu Universul. Nu e un moment unicat, așa este, a mai fost pe aici de vreo 3 ori din cauza du-te vino în care a fost Pluto în ultimii 2 ani, a mai trecut pe aici. Dar acum vine foarte încărcat de ambiție acest Pluto, fac și drept, din cauza acelor ultime aspecte pe care le-a format. Fac, drept, întorc munții, restructurez totul, mă apuc de... Da, s-ar putea să fie o perioadă de asta cu decizii de genul, mă apuc de... Sau pun în aplicare ceea ce tocmai am descoperit la mine. Studiu, școală, acțiuni. Imaginați-vă că ați adunat într-un coș tot felul de ingrediente pe care le aveți pe bărcuța aia voastră cu care treceți marea și vă uitați acum în coș și ziceți, bun, și din toate bunătățile astea, pe care o valorific, pe care o pun la treabă, care mă reprezintă? Fiți sigur că o să știți pe care să o puneți la treabă. Dar tocmai asta este, trebuie pusă la treabă. Acum sunteți încă la faza de strategie, e ca atunci când te muți într-o casă nouă, nu pui tablourile deja pe pereți. Deocamdată îmi duc tot ca la baloc în casa nouă și văd eu în câteva luni cum le așez pe toate, cum îmi rearanjez eu biblioteca și pe semne undeva de prin primăvară, probabil veți începe să treceți la fapte când o să și intre planeta aici în Vărsător. Oho, mai e până acolo. Deci cam asta o să fie o perioadă de reașezare a carierei, planului profesional pe câteva luni bune de acum înainte, dar pașii deja i-ați făcut, deciziile deja le-ați luat, concluziile deja le-ați extras, ingredientele deja le-ați adunat în coșul ăla și de acum n-aveți altceva de făcut decât să le valorificați în beneficiul vostru. Altfel, din punctul ăsta de vedere, prin simplu fapt că intră Pluto acolo în Vărsător,
Poate fi un aer proaspăt, poate simțiți energie de schimbare, poate deocamdată speranță de schimbare, visez, vreau, aștept, Doamne ajută. Poate fi doar trimiterea în univers a dorinței de schimbare, vreau o schimbare. Jocul manifestării funcționează. De aceea luați-vă inima în dinți cu Pluto ăsta deasupra capului, în creștetul capului și profitați de ușa asta care vi se deschide. Eu zic că e deschisă de mult, dar stăteți așa un pic în expectativ. Poate mă duc, poate nu sunt pregătit, mai am ceva de învățat, mai am ceva de pus în coșul ăla, aveți coșul plin. E, acum trebuie să vedeți încotro puneți toate aceste bunătățuri la treabă ca să cunoașteți succesul. O lună norocoasă vă doresc!